20 de elevi de la Liceul Tehnologic Ion Barbu au în acest an șansa să plece peste hotare pentru a se experimenta în domeniul alimentației publice. Este vorba despre proiectul Oportunități sporite pentru joburi în industria europeană a ospitalității prin mobilitate, care la puțin timp de la demarare a avut și rezultate. În cele 90 de ore vor parcurge 3 module, bucătărie națională și internațională, unde în cele 3 restaurante vor prepara. Vor învăța ceea ce trebuie, cum să prepară o mâncare sofisticată. Mai au protecția consumatorului și a mediului. În cadrul modulului tot vor face probabil analize organoleptice ale materiilor prime și igiena și securitatea muncii. Mihaela Cârjaliu, director adjunct al Liceului Tehnologic Ion Barbu, totodată și managerul proiectului, spune că este vorba despre o finanțare a Comisiei Europene în valoare de aproape 60.000 de euro. Partenerii în acest proiect sunt și reprezentanții unei unități de învățământ din Lisabona, Portugalia. Printre obiectivele proiectului se numără formarea competențelor profesionale, acumularea de cunoștințe lingvistice de specialitate, dar și integrarea rapidă pe piața muncii. Pentru a fi incluși în proiect, elevii au susținut un examen care a constat în probe practice și scrise, iar în urma rezultatelor obținute s-a făcut o selecție. Este o oportunitate pentru a ne dezvolta cunoștințele culturale, lingvistice, profesionale. Ce așteptări ai tu de la acest proiect? Performanță, să ne perfecționăm abilitățile profesionale, să ne dezvoltăm limba engleză. Este o posibilitate unică în viață, o oportunitate de a învăța ceva nou. Ne putem forma o profesie pe ceea ce învățăm acolo. Crezi că te vei întoarce cu cunoștințe mai complexe de acolo? Cu 5% mai deștepți ca cei de aici. Crezi că acest stagiu de practică îți va fi folositor în viitor? Da, mult, foarte mult. De ce? Suntem și la acest profil și o să ne ajute. Care crezi tu că este diferența între România și Portugalia, spre exemplu? Diferența este foarte mare. Portugalia este mult mai dezvoltată decât România, oricum. Cei 20 de elevi giurgiuveni vor efectua stagiul de practică de 90 de ore din cele 120 prevăzute în curriculum la partenerii de proiect din Portugalia în perioada 10 februarie-2 martie 2014.